Galbenverzii au efectuat primul antrenament după o vacanță scurtă. Jucătorii mioveniului pornesc la drum cu un moral excelent și promit că vor face o figură frumoasă în noul sezon de Liga 1. Cu gânduri mărețe, nu? Ne suntem în Liga 1 și sper să ne atingem obiectivele trase de conducere. Am venit încrezători că putem realiza acest lucru, cum a zis și președinții, o să vină cei jucători, sper să ne ajute și să facem o figură frumoasă în Liga 1. Toți suntem bucuroși, nu? Am reușit această promovare la baraj, care cred că e o bucurie mai mare față de să promoveze pe loc 2, adică noi așa ne-am bucurat la finalul meciului. Într-adevăr, așteptăm duelul cu aceste echipe bune din România sau de tradiție. Două din Craiova, Steaua, Dinamo, CFR Cluj, Rapid. O să avem meciuri frumoase. Sper să vină oamenii din Mioveni la aceste meciuri. Chiar cu acest lot suntem jucători buni, am demonstrat-o. Mulți dintre noi am mai jucat la Liga 1, știm despre ce e vorba, dar eu zic că împreună cu conducerea și antrenorii și tot ce ține de CSM Mioveni o să realizăm obiectivul. Mijlocașul argeșan Andrei Panait se află la a doua promovare consecutivă în Liga 1. Da, a fost o vacanță foarte frumoasă prin prima faptului că am reușit să câștigăm la un meci de baraj, știi, cu o echipă de Liga 1. Andrei, cum e să promovezi cu două echipe în 2 ani consecutivi? Să zic așa, mă încearcă un sentiment emoțional. E ceva emoționant, să zic. Sunt cu lună, adică toată munca ta ca de fotbalist, când reușești să promovezi cu două echipe din același județ, te simți împlinit, să zic. Îți dai seama că la asta mă gândeam în autocar când mergeam către Mediaș și mă gândeam, băi, încă un sezon la Liga 2 cu echipele, cu stadioanele care echipe comună, Recea, așa. Îți dai seama că la Liga 1 e altceva, cu echipele din Liga 1, CFR Cluj, FCSB, e cu totul altceva. Conducerea clubului așteaptă întăriri la echipă și se află în negocieri cu mai mulți jucători. S-a reluat pregătirile după un sezon bun, un sezon în care clubul nostru a reușit promovarea în Liga 1 după mulți ani, o promovare dramatică câștigată la ultimul meci, la baraj, dar întotdeauna ce este greu este frumos. A trecut, ne-am bucurat o zi, două, iată că a trebuit să trecem din nou la treabă. Ne așteaptă un an foarte greu, dificil, un campionat dificil în care trebuie să facem față. Să facem față, adică să încercăm și cred că vom reuși să rămânem în Liga 1. Desigur, echipa s-a reunit, așa cum am și spus în timpul campionatului, cea mai mare parte dintre jucătorii titulari care au dus greu, plus în jur de 14-15 jucători, au rămas în continuare la echipă, ne-am oferit șansa să rămână, să demonstreze că au valoare și la Liga 1. Pe lângă acești 15-16 jucători, vor mai veni cel puțin 5-6 jucători cu experiență de Liga 1 în perioada următoare, în așa fel ca până la plecarea în cantonament, care va fi pe 24 iunie, să avem lotul aproape complet și conturat. Ce urmează pentru echipă în această vară, în perioada următoare? Așa cum am spus, o săptămână pregătire pe plan local, după aceea un cantonament la Poiana Brașov, între 24 iunie și 2 iulie, meciuri amicale și, bineînțeles, ultima săptămână pregătire aici la Mioveni și primul meci oficial, pe care îl așteptăm cu mare, mare nerăbdare și încredere.